vecile iubirii. La partiul de sâmbătă, Antonio a stat toată seara după Maria, încercând să intre în grații, dar în zadar. E trecut în codul bune maniere, atunci când vorbești cu persoana, este important să te uiți fix în ochii lui. Nu la gura lui, nu la nasul lui, în ochii lui. Mai am multe de învățat de la casa regală. Și dacă, dacă vrei să intimidezi un om, uite-te între sfârșit. Să încerc ce iurea. Eu nu pot să fiu serioasă cu tine, pentru că noi mereu suntem într-o caterincă continuă. Ce-am zis, văd că te intimidezi. Hai că ai tupeu. Să încerc ce iurea. Păi cred că asta îți place, că am tupeu. N-aș zice. Îmi invadez spațiul. Nu cred. Hai, mută-te la locul tău acum. Dar nu... Mă iau după ce e în mintea mea, că nu gândesc prea mult. Îndepărtează-te. Vorbesc serios. Îndreaptă-ți atenția către altă fată. Și dacă nu vreau? Mă pui într-o situație nașpa în care eu să nu știu. Să-mi schimb total comportamentul față de tine. Mama, Antonio, te rog, eu vreau să închem subiectul în seara asta și să nu mai discutăm never-ever despre acest subiect. E bine? Da, bine, eu nu pot să vorbesc cu tine, Caterinca, pentru că și nu pot să țin asta, pentru că mie îmi place de tine. Eu dacă aș continua să vorbesc cu tine, mie mi-ar place mai mult de tine. Atunci nu mai vorbi cu mine. Păi, asta îți spun. Eu mi-asum. Să mori, dar nu mai nervezi. Nu cred. Să vezi și să nu crezi, dar Maria le povestea fetelor despre comportamentul lui Antonio. Ne-am țeat cu ție, cu troncă, ți-am căzut cu troncă, rău, tot așa, da. Mai e și Giulia, mai sunt și alte fete singure. Păi nu, că eu simt nevoia să vorbesc cu tine. Când nu sunt ușile deschise, eu mă gândesc la tine. Trebuie să ținem frumos așa. El e ok ca om, e super ok ca om și am ce să discut cu el, dar nu mă văd pur și simplu. Mm-hmm. Și atunci ce pot să fac? O să-mi pară rău. Ce? O să-ți pară rău? Ce să-ți pară rău? Ești prea radicală. Bine, Antonio. Proștii în ce-și mai ignore. O să înțelegeți la un moment dat. Eu sper să înțeleagă el. Eu am înțeles deja ce-i de înțeles și sper să înțeleagă și el. I-am spus lui când se apropia așa foarte aproape de tine și de așașul. Și stăteam, eu râdeam. Și el s-a dat într-o parte pic și eu zic, mai fă, că eu vreau să văd într-o parte și cum Alex face mereu cu două degete, cu hai să dansăm prea aproape, știi? Fac și eu ca Antonio. Mor, te mai enervez un pic. Da, chiar poate nu-l cunoști. Poate poți să-l cunoști și să-ți dai seama de alte chei, că multe lucruri îți plac la el, știi? N-am zis nu nicio secundă. Am foarte multe chestii în comun cu el. Da. Mai asta zic și zici că e imator, dar poate să-l cunoști mai mult și o să meargă despre asta. Tu nu înțelegi că de câțiva ani de zile n-am avut așa o conexiune cu o femeie să mă înțeleg cu ea din priviri, să... Deci mie mi-a dat șoc aseară, jur. Așa spune? Da? Eu mă uitam la el, încercam să-l înțeleg și pur și simplu nu puteam. Antonio, ce ai? Suntem noi, adică... Și cu două zile în urmă, când am avut noi, ai văzut ce s-a spus pe testimonialul ăla. Că vrea să o cunoască și pe Giulia, că... Nu înțeleg, ok, pe mine m-ai cunoscut, știi ce fel de conexiune avem noi, de ce nu te îndrepti și în direcția aia, adică... Să cunoști pe ea. Exact. După aia că o să intre concurentă, nu, că am zicea, eu poate aștept să intre concurentă, dar acum nu, sunt sigur. Așa făceam? Da. Mă, să spun o chestie absurdă. Mi se pare că el face un experiment, gen, nu știu. Preluat niște comportamente a unor băieți. Nu? Și încearcă să vadă ce efect au... Uite, asta o să sune super urât, știi? Dacă o să se dea treaba asta, o să sune super urât. Ți-ai tot s-a părut asta? Nu știu, mai mult mi s-a părut ciudat, prea dintr-o dată. Prea ciudat. Prea dintr-o dată. Conexiune. În condițiile... Cu... Fraza asta tot a spus-o cineva, n-a mai simțit asta de mult timp. Conexiunea asta cu o femeie, când sunt ușile închise, mă gândesc la tine. Eu parcă am un deja vu, știi? Și faptul că am văzut pe Perin că el se uita spre Alex și ala, pentru că eu știu că el nu e așa, el dansează la depărtare. Am văzut cum se comportă natural, nu, știi? Și a venit, m-a tras de mână, n-ai văzut? Da. Nu așa, nu faci gesturi să lasă de interpretat, că nu e... Pur și simplu nu e cazul. Și mi s-a părut mie așa prea dintr-o și dată. Și când i-am spus că mi se pare că vrei să-l limiți pe Alex sau ceva de genul, știi?
place. Eu chiar am văzut că el dansează normal, la depărtare. Poate să facă, se schimbă de priviri, mimici, dar nu se bagă în spațiu personal, știi, a unui om. Până nu... Nu e felul lui de a fi așa, știi? Păi asta, ce este cu asta, mă trag de mâna, pentru ce mi-e drag de tine. Și am vrut să dansez și eu cu tine. Da, dar dansează cum dansai tu de obicei, adică... Da, mă rog. Voi fi o prea nebună. Eu zic, dacă aș pune niște, întrebări raportate direct la comportamentul lui, eu știu cum el gândește, eu știu că nu i-ar fi confortabil dacă l-aș întreba, gen... Ce s-a întâmplat, Antonio? Așa te apropii de o femeie, dar așa cucerești o femeie, dar nu simți că nu... Mor! Dar aș râde un pic de... Când o să am ocazia, o să fac neapărat. Capricile iubirii. Una spune alta face și alta gândește, sau cum? Nu, mai ales în primele zile, el le și dădea sfaturi băieților că nu vă apropiați atât de mult, nu invadați spațiu personal. Era diferența, ei ziceam Roberto că pupa în continuu pe Giulia. Una e să iei de mână și am luat-o de două ori la dans și aș vrea să puneți imaginile și când Maria stătea cu picioarele pe piciorul meu și vorbeam pe fotoliu în casă și nu, mă ciupea de mână și de aici dinainte. Spațiu personal este spațiu personal și există momente când îi lași pe ceilalți să-ți pătrundă în spațiu personal. Adică e o chestie selectivă. Da. Inclusiv cu un partener cu care trăiești de ani buni, la un moment dat poți să-i spui stai un pic mai departe, că nu știu, e ceva ce nu mi-a plăcut. Păi și aici s-a văzut în imagine, când eram la dans, am dat să o iau de mână, a plecat, nici nu m-am dus după ea. Nu am fugit după ea, să o trag, vino înapoi, stai la dans, stai lângă mine sau chestii de dar genul. Dar ce ți-a făcut Maria? M-a deranjat argumentul pe care mi l-a dat când am vrut să o iau la dans și am luat-o de mâini. A zis nu, că se interpretează. Adică, ok, n-am ținut de mâini mai devreme. Adică ție ți-ar fi plăcut să dansezi cu el? Da, am dansat cu el, n-am zis nu, n-am refuzat treaba asta, doar că prea multă apropiere, când nu e cazul, pur și simplu nu este cazul. Să las loc să interpreteze niște lucruri. Da. Ție ți-ar plăcea ca Antonio să fie prietenul tău și îl consider prietenul da, tău. Da, eu așa îl văd ca pe Antonio. Doar că el nu te vede la fel. Exact. Cum facem? Am vrut să clarific chestia asta din prima. Cum facem? Eu i-am spus, dacă nu poate să-mi accepte prietenia, nu e nicio problemă, îmi schimb eu comportamentul, devin puțin mai serioasă și mai rezervată și asta este. Cumva... Poate ar trebui să-l faci și pe el să înțeleagă ce și cum, pentru că poate din privire, uite cum zicea el astăzi la mireasa, îi spui altceva. Cum adică din privire? Nu mai vreau să zic, e rămâne ca ea, e mai bine să rămâne ca ce ea. Ce nu-ți place la el? Nu e vorba că nu-mi place ceva la el, doar că trebuie să se mai maturizeze puțin și am mai fost întrebată de ce nu mă văd într-o relație cu Antonio. Nu-l simt pregătit pentru o relație cu mine. Nu știu, poate dar ce ai tu așa? Și nu-i dau șansa. Poate greșesc aici, nu zic nu. Ai vrea să fie mai morocănos? Cred... Nu, n-am zis asta. Mie pentru place că fie un om cu zâmbetul pe buze poate, într-adevăr, părea superficial, dar asta nu înseamnă că e n-am superficial. Asta, și doar că vede viața un pic altfel. Sau se bucură că e lângă tine. Sau vede partea plină a paharului. Nu, dar eu cumva i-am înțeles fericirea lui. Bune, poate era în, era și pe baza sucului. Exact. Așa, și atunci asta dă un soi de îndrăzneală, așa. Exact. Dar trecând peste asta, ca să înțeleagă fetele, că lucrurile trebuie judecate, le pui pe căprării, pe categorii, cu suc și fără suc. Și atunci... Da, să știi că, uite, Eduard nu te-a aprobat, a tot dat din cap al lui. Nu în totalitate. Păi n-am terminat raționamentul, dar poate să mă contrazic. N-am zis nimic. O să termin. Bănuiesc, simt că urmează da, un alt material. Da, trebuie să ieșim în pauza de publicitate. Eu vă lăsam un pic să vă fight acolo și la voi. Da, nu, bun.